Guvernul a aprobat programul Case de locuit în zonele afectate de calamități naturale din anul 2010. Prin acest program, statul va asigura materiale pentru reconstrucția sau repararea locuințelor de către proprietari, fie în regie proprie, fie prin prestatori specializați. Fondurile pentru finanțarea acestui program vor fi asigurate prin bugetul de stat. Agenția Națională pentru Locuințe va achiziționa materialele destinate reconstruirii sau reparării caselor. Inventarierea locuințelor distruse sau afectate de inundații va reveni prefecturilor, care vor face propuneri pentru reconstrucția sau repararea acestora. Informațiile vor fi apoi transmise Ministerului Dezvoltării Regionale și Turismului. După primirea propunerilor, vom stabili sumele necesare a fi alocate de la bugetul de stat pentru achiziționarea de materiale pentru fiecare zonă de autoritate a consiliilor locale din județ, a declarat Elena Udrea, Ministrul Dezvoltării Regionale și Turismului. Casele care urmează a fi construite prin acest program în zonele afectate de calamități vor avea două camere la un regim de înălțime parter, o suprafață construită de 60,5 metri pătrați și o suprafață utilă de 47,5 metri pătrați. Proiectul tehnic va fi pus la dispoziția autorităților locale cu titlu gratuit de către Ministerul Dezvoltării Regionale și Turismului. Potrivit ministrului Elena Udrea, suma totală pentru o locuință reconstruită de la zero, conform acestui proiect, este de aproximativ 39.000 de lei. Înainte de procedurile de achiziție, ministrul adăugând că din experiența anilor trecuți, după achiziție, suma devine mult mai mică. Primarii localităților afectate de calamități vor răspunde de depozitarea, gestionarea și predarea către persoanele sinistrate a materialelor preluate de la Agenția Națională pentru Locuințe.